Ați văzut, fraților, v-am spus eu să nu vă grăbiți cu dusul acasă. Totul e să ai încredere, speranță și un pic de noroc. Când Dumnezeu a vrut să s-o odihnească, făcut pe om și după ce-l făcut, el porunci ca omul să muncească, dar dacă ai puțin noroc, dacă ai puțin noroc, iei un fraier să-ți muncească loc. Dacă ai noroc, fraierul cu cioc, trage locul tău și asta nu e rău. Rachiul e o invenție drăcească și e împărțit de neapăr pe pământ, de vieții oameni ca să-i ispitească, dar dacă ai puțin noroc, dacă ai puțin noroc, tu ispita-o în neci pe loc. Dacă ai noroc, bei un bolovoc, cinci litere sau un necat pe loc. Prin partea strântă a virtuții, treci ani de ești voinic doar de te faci. Femeii de-aia îi spune jumătatea, că te împlinești când te însori cu ea. Deci ești dator să-ți cauți jumătatea, dar dacă ai puțin noroc, dacă ai puțin noroc, caut-o și n-o găsi deloc. Dacă ai noroc, doar puțin noroc, dacă ai noroc, doar puțin pe noroc. Dacă ai noroc, aha, doar puțin noroc, ești deștept când nu ești domitor. Da, aveți dreptate, aveți dreptate! Sfânta Scriptură spune, mi se pare, când un vecin îți bate în poarta ta, tu să-i deschizi și să-i dai ascultare, dar dacă ai puțin noroc, dacă ai puțin noroc, el bate nu știe cioc, cioc, cioc. Dacă ești bătos, doar puțin bătos, nu oștești frumos pe ușa de din dos. Tot la Scriptură se mai spune că toți bărbații crai nu pot intra în rai. Deci Sfântul Petru când o să mă vadă că am pretenția să pătrund în rai, o să se-mi fure și o să mă repreadă. Și dacă am puțin noroc, dacă am puțin noroc, mă trimite pe pământ la loc. Dacă